Ne întoarcem la studiul nostru pe cartea 1 Samuel. Ca să aveți poate o imagine de ansamblu a întregii istorisiri despre viața lui Saul, vreau să vă aduceți aminte câteva evenimente importante de până la punctul în care ne aflăm acum. Și anume, primul eveniment important este strict referitor la Saul, este. Um, alegerea lui Saul, adică când Saul descopere mai degrabă, când Saul descoperă că Dumnezeu l-a ales ca împărat. Și caută măgărițele și ajunge la Samuel. Al doilea eveniment este când el este, când este ales în fața întregului Israel ca împărat. Și al treilea eveniment este când înfrânge pe amoniți. Astea sunt trei momente pozitive, să zicem, din viața lui Saul. După aceste trei evenimente, este momentul în care Samuel îl cheamă pe Israel ca să facă tranziția de slujitori. Da? Pasajul ăsta funcționează cel puțin în capitolul 12, așa ca o balama. În trei evenimente cu Saul, momentul în care Samuel zice, uite cum am fost eu, acum voi și împăratul vostru, asta trebuie să faceți. Și urmează după aceea trei războaie pe care le are Saul, trei războaie, care ambele arată ceva din slăbiciunea caracterului acestui om. Primul război este războiul cu filistenii, chine el nu îl așteaptă pe Samuel. Da? Și se duce înainte, el îndrăznește, să aducă, el jerfă pentru că se temea. Al doilea război este cel început de Ionatan. Da? Este cel început de Ionatan, pasajul pe care l-am avut data trecută și astăzi, unde Saul îi înderivă, Ionatan cu un singur om, pornesc cu mai războiul și Saul tot în urmă, întreabă pe Domnul, Domnul nu-i răspunde, pe la urmă începe și el să facă ceva. Deci omul este în derivă, e lepădat deja de Dumnezeu de la primul război. Da? Și al treilea război, la care ne vom uita în viitor, este războiul cu amaleciții, unde Dumnezeu îi spune să se ducă să nimicească cu desăvârșire și el iară în ascultă. Deci în fiecare din aceste trei războaie, Saul falimentează. În războiul ăsta al doilea, la care ne vom uita astăzi, Saul falimentează nu prin faptul doar că este absent și se duce Fiusul în locul lui și pornește război cu filistenii, ci și prin faptul că pasajul se termină cu o încercare a lui Saul de a-l omoră pe Fiusul, cel prin care Dumnezeu dăduse izbăvire. Deci Ionatan este cel prin care Dumnezeu dă o mare izbăvire lui Israel și așa o face Saul cumva că ajunge la punctul în care aproape să-și omoare copilul. Deci, aceste trei războaie în care este implicat Saul arată cum se comportă acest om, lepădat de Dumnezeu, și ce rău face un astfel de om, lepădat de Dumnezeu, abandonat de Dumnezeu, rătăcit de la calea lui Dumnezeu, poporului lui Dumnezeu. Și ne vom uita etapă cu etapă, episod cu episod, cum vreți să-i spuneți, capitol din povestea asta cu capitol. Da? Începem de la versetul 24, unde spune: Ziua aceea a fost foarte obositoare pentru bărbații lui Israel, Saul pusese pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe și mei și nimeni nu mâncase. Ce vreau să observați aici? Că Saul, din nou, este în derivă. De ce este în derivă? Una să fi spus lui Israel, uite, n-aveți voie să jefuiți în război ăsta pe nimeni. Deci nu vă ocupați să luați animale, să luați aur, să luați care cu boi și să pierdeți vremea că avem de câștigat un război. El dă o interdicție aberantă, absurdă, de ce are nevoie cel mai mult un om care este în armată? De energie are nevoie, nu? Nu are nevoie de bani, nu are nevoie de case, nu are nevoie de nimic. Are nevoie de energie. Și Saul dă într-un mod aberant, total aberant, o interdinție care îi slăbea pe oamenii ăștia. Adică scopul lui este ca să câștige războiul și ia oamenilor mijloacele prin care ei puteau să reziste mai mult ca să poată să câștige războiul respectiv. Asta arată în ce derivă se afla omul acesta. Nu doar atât, ci și aruncă blestem, îi pune pe ei să se blasteme cumva, că zice, pusese pe popor să jure, să se jure, da, să fiu blestemat dacă fac cu tare sau cu tare lucru. Da? Exagerează într-un mod grosolan, aruncând asupra proporului un astfel de blestem total inutil. Ce vreau să ținem cont aici este că oamenii lepădați de Dumnezeu și slujitorii falși, abandonați de Dumnezeu, apelează la astfel de metode de manipulare. De manipulare. Și astăzi, nu vreau să intru în exemple, dar vreau să fiți foarte atenți. Dacă cineva vrea să te atragă în lucrare. O lucrare bună poate. Cu manipulare, cu lucruri care nu sunt din Biblie. Da? Să știi că acolo este ceva foarte, foarte fundamental greșit cu omul care vorbește așa. Deci dacă el vrea să facă garduri mai strâmte decât ți le-a pus Dumnezeu, da? care vrea să te țină aproape de Dumnezeu cu amenințări pe care Dumnezeu niciodată nu le-a spus, atunci să știi că ceva e o problemă acolo. Și așa este cu Saul aici. De unde o fi luat Saul, ideea asta cu un om dacă se duce la război nu are nevoie de mâncare? Total absurd. Deci omul face o chestie total absurdă. Și nu doar atâta, și pune să se blasteme pe oameni că nu vor mânca. Du-te la luptă fără mâncare și blastă-mă, te jură -te cu, da, pe blestemul pe care el l-a aruncat că nu o să mânci. E și din comun. E și din comun. Și eu nu vreau să intru în exemplu, deși aș avea cu slujitori care și -a astăzi, pentru a-i ține pe oameni într-un sistem religios, într-o biserică, într-un lucrare, apelează la lucruri care sunt dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, la minințări, la manipulări, care nu au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. Absolut niciun fel de legătură, da? Și observați un alt lucru problematic aici, el transformă războiul ăsta care era un război a Domnului, practic. Pentru că filistenii erau și Domnului, care asupreau poporul Domnului, corect? Și uitați cum vorbește Saul. Blestema să fie omul care va mânca până, pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Păi ce e războiul lui Saul? Înțelegeți ce se întâmplă aici? El ia lucrarea lui Dumnezeu și o trece pe persoană fizică. Ăștia sunt slujitori și astăzi care se poartă ca niște Dumnezei în biserică, având impresia cumva că biserica e a lor, biserica mea. Nu există biserica noastră. Biserica e a Domnului Isus Hristos și noi toți, din față și până în spate, suntem a Domnului Isus Hristos și suntem responsabili înaintea Lui, nu în aceeași măsură, ci cei care conduc într-o măsură mult mai mare decât ceilalți. Dar El transformă totul într-o chestiune personală. Înțelegeți? De asta și ajunge să facă astfel de fapte total nesăbuite și negândite. Ăsta e primul moment în care se arată nebunia lui Saul, punându-i pe oameni să se blasteme asupra unui lucru de care ei aveau nevoie, practic. Al doilea moment important este în 25 și 26. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. De ce autorul folosește expresia asta? De ce miere? Pentru că Dumnezeu le-a promis evreilor că atunci când vor intra în țară, va fi o țară în care va curge ce? Lapte și miere. Era mierea un semn al blestemului sau al binecuvântării? Al binecuvântării. Poporul se află în luptă și Dumnezeu le pune la dispoziție ce? O resursă ce ți dă mierea? Energie îți dă. Deci Dumnezeu zice, vă aflați în războiul meu, în lucrarea mea, uite, eu am grijă de voi, măi. Fac să curgă miere pentru voi, ca să prin poporul nu s-ar fi pus acolo ca să vânture mere și să strângă 100 de kilograme fiecare să ducă cu ea acasă să o vândă să facă bani. Corect? dar i-ar fi ajutat dacă ar fi mâncat puțină mere ca să se energizeze puțin, corect? Era o binecuvântare a lui Dumnezeu. Aici autorul implicit vrea să ne arate că se întâlnește binecuvântarea lui Dumnezeu cu blestemul lui Saul. Că Saul din nou inderivă. Dumnezeu le dă o binecuvântare la dispoziție și opa, nu putem să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce? Că Saul ne-a blestemat. Ne-a spus să cadă blestemul pe noi. Din nou vreau să mă întorc aici pentru a vă spune că și astăzi sunt slujitori care blastămă lucruri pe care Dumnezeu nu le-a blestemat. Sigur, ei nu o să spună blestemate cu tare sau cu tare. Dar o să spună despre lucruri pe care Dumnezeu nu le-a dat nouă ca binecuvântări, că sunt lucruri rele. Că nu sunt de la Dumnezeu. Deși deci Biblia nu spune asta. Sunt oameni care iasă din limitele cuvântului lui Dumnezeu și impun o strictețe care nu are nicio legătură cu Scriptura. Nu se fundamentează în Scriptură. Vor să-i încoloneze pe toți oamenii și să-i aducă la chestii de îmbrăcăminte, de purtare, de lucru, de bani, de tot felul de chestii. Reguli pur omenești, tradiții pur omenești care nu sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Și mai și te amenință că îți pierzi mântuirea, că te duci în iad, că ai hulii pe Duhul Sfânt, că tot felul de lucruri din asta, dacă cumva călca regula lui, nu a Domnului. Da? Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la lucrurile acestea. Aici se întâlnește binecuntarea lui Dumnezeu cu blestemul lui Saul. Și uitați, poporul nu se poate bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând. Dar nici unul n-a dus mierea la gură, căci poporul ținea jurământul cui? Al lui Saul, nu al Domnului. Parte din binecuvântarea lui Dumnezeu pentru popor era țara în care curge la lapte și miere. Nu puteau. De ce? Că Saul dedus el o regulă. Da? Inventase el o regulă. Inventase el. Nu doar că inventase o, o regulă, ci și pusese blestem asupra oamenilor care s-ar fi bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă. Dacă Dumnezeu îți dă binecuvântare și cineva te blastă, mă, pentru asta, ai o problemă. Da. Dacă cineva, Dumnezeu îți dă o binecuvântare și cineva spune te duci în ea, dacă te bucuri de binecuvântarea aia, ai o problemă. Și oamenii au inventat lucruri pentru căsătorie, pentru mâncare, pentru tot felul de lucruri, reguli de ale lor. Total iure care nu au nicio treabă cu Scriptura, nici măcar cu Vechiul Testament, cu ceremoniile evreilor măcar. Nici o legătură. nicio o legătură. Acolo să știți că sunt oameni care și-au pierdut, dacă au avut-o vreodată, toată călăuzirea pe care Dumnezeu a avut-o pentru ei. Toată călăuzirea. Oamenii aceștia sunt un blestem pentru Biserica lui Dumnezeu. Pentru că în loc să dea liber la binecuvântare, ei pun bariere. Uitați-vă la al treilea moment. Ionatan nu știa de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă. Cum să dai o regulă care nu poate să fie cunoscută de toți oamenii? Corect? E absurd. Dai o regulă pentru toți, dar nu poți să o cunoască toți. Rezultă că îi pui pe oameni cei într-un pericol, nu? Dacă oamenii nu știu. Și tocmai Ionatan prin care Dumnezeu dăduse binecuvântare. De aceea Dumnezeu organizează situația asta ca să arate în ce rătăcire gravă se afla Saul. Ionatan nu știa de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă, a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vârât într-un fagure de miere și a dus mâna la gură și ochii s-au luminat. Ce vrea să spună este că binecuntarea pe care Dumnezeu le-a dat-o își putea face efectul, anume ca oamenii aceștia să se întărească, să se energizeze, să se învioreze, ca să poată să facă lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Deci el nu se distra acum, corect? El a întins vârful toiagului, el nu s-a apucat de strâns miere acum. El a întins doar vârful toiagului, el vroia să se întărească, să se învioreze. Era primul care a început bătălia, cel care s-a consumat și s-a epuizat cel mai mult și este cel care se bucură de binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, da? Ionatan se întărește. Se întărește ca să ducă mai departe lupta, da? Acest punct, acest moment al treilea, arată că Dumnezeu avea împuternicire, avea înviorare pentru ei, da? Și totuși Saul chemase un jurământ și un blestem asupra lor prin care ei nu se puteau bucura. E exact fiul lui. E exact omul prin care Dumnezeu a dat binecuvântare în ziua aceea. Din nou, Ionatan este pus aici în comparație, în oglindă, în contrast mai degrabă izbitor cu Taicăsul. Taicăsul în derivă totală, Ionatan acționează exact opus față de tatăl Nu are nimic instinctual ca să-l copie pe el, arătând că este un om al lui Dumnezeu. Uitați-vă la al patrulea moment. 28. Atunci cineva din popor vorbindu-i a zis, tatăl tău a pus pe popor să jure zicând, blestema să fie omul care va mânca astăzi. Și poporul, ascultați ce mențiune face autorul. Și poporul era cum? Slei de puteri. Poporul era slei de puteri. Poporul era pus la muncă, poporul era pus în slujbă, poporul era pus în lucrarea lui Dumnezeu, poporul era angajat în războiul ăsta și poporul ar fi avut nevoie de mierea care era acolo la ei. Era exact în drumul lor, da? Poporul avea nevoie. Cine ținea în slăbiciune poporul? Saul, cum poate un om de felul acesta să conducă poporul lui Dumnezeu? Cum poate un om de felul acesta să fie omul potrivit pentru biserica lui Dumnezeu astăzi? Un om care ține poporul în ce? În ce? În slăbiciune, slăi de puteri. Deci, un slujitor este cunoscut, exact ca Ionatan, în contrast cu Saul, că omul acela știe să ducă poporul lui Dumnezeu exact în locul în care îl binecuvintează Dumnezeu. Și dacă nu îl duce el, măcar să nu fie atât de nărod să-l oprească. Și nu doar să nu-l oprească, să cheme judecata lui Dumnezeu asupra, oameni, asupra unor oameni care se bucură de binecuvântarea lui Dumnezeu. Oameni care nu dau hrană în adunările lor, dar nici nu se bucură ca oamenii să bucure de hrană în altă parte. Și dacă Dumnezeu îi dă în drum hrană, nu? Invidie, gelozie, cheamă judecata lui Dumnezeu și așa mai departe. Se întâmplă lucrurile astea în tot felul de moduri și astăzi, dragii mei. În tot felul de moduri. În tot felul de moduri. Ce zice Ionatan? Ionatan a zis, tatăl meu tulbură poporul. Expresia aceasta este folosită în Iosua, capitolul 7, când este judecat Acan. Și se spune despre el că a tulburat pe Israel. Ce face Ionatan acum, îi să spună cu alte cuvinte foarte subtil. Exact cum Acan a adus nenorocirea asupra poporului, că știți că tot poporul a pierdut o bătălie atunci din pricina lui Acan, da, la Ai, exact așa tatăl meu aduce ce? Nenorocirea asupra poporului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Ionatan, care este omul lui Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu, un crezător în Dumnezeu, care a primit o mare biruință de la Dumnezeu, este exact omul care îl pune în lumină pe tatălui ca un conducător fals, rătăcit, apostat, lepădat de Dumnezeu. Asta face el aici. Îl pune în același loc cu Acan. Cum Acan a dus blestemul peste Israel, acum împăratul pe care și-l ales poporul a dus blestem peste ei. Bine, asta e în legătură și cu faptul de a-ți alege un om după inima ta. Știți că au vrut un, și ei un împărat ca neamurile, ca lumea. Și au primit pe unul exact ca neamurile. Și au văzut exact ce face un împărat ca neamurile. În loc să ajute poporul, în loc să încurajeze poporul, în loc să ducă poporul în binecuvântare, în biruință, acolo unde este hrană și energie pentru popor, i-a dus în nenorocire. Uitați ce spune, zice, Tatăl meu tulbură poporul. Vedeți, dar cum mi s-au luminat ochii, adică vedeți că m-am înviorat. Vedeți ce ocazie bună ar fi fost aceasta ca să ne energizăm cu toții, da? Pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Deci, puțin din binecuvântarea lui Dumnezeu le-ar fi dat energia necesară ca să ducă războiul până la capăt. Vedeți, Ionatan este exact tipul de lider preocupat de binele poporului Dumnezeu. Este exact tipul de lider care instinctual știe ce ar fi bine să faci. Corect? Instinctual tine -o știa. Acum, uite, ne-a dus Dumnezeu în pădurea asta, nimeni nu și-o și programat, avem puțină miere, mâncăm puțin că nu-i luăm mult timp, nu? Și ne ducem mai departe. Instinctual știa, nu stătea să programeze lucrurile. Acum e interesant că Ionatan moare în același război cu tatălui, vă aduceți aminte. Dar vi se pare la voia întâmplării că Ionatan moare și cel mai bun prieten al lui Ionatan a fost cine? David. Despre nimeni David, toată viața lui nu spune lucrurile pe care le-a spus despre Ionatan. Oamenii aceștia aveau două inimi legate. Cu alte cuvinte, pe tronul lui Israel ajunge un om ca cine? Ca Ionatan. Cum Ionatan era tipul de om care era Ionatan. Da? Un om cu perspectivă, un om care iubea poporul, un om care îl iubea pe Dumnezeu, un om care, avea, care purta biruințele lui Dumnezeu. E foarte interesant că singurul om pe care l-a găsit prieten era exact viitorul împărat al lui Israel. Oamenii aceștia aveau două inimi la fel. Erau doi oameni care se încredeau în Dumnezeu în același fel. Erau doi oameni care iubeau poporul lui Dumnezeu în același fel. Un oameni care instinctual, din reflex, știau ce este bine pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea, mai târziu, Saul vrea să-l omoare și pe Ionatan, exact cum vrea să-l omoare pe cine? Pe David! Că erau doi oameni la fel. Ăsta este un lucru extraordinar de observat. Ionatan ajunge cumva pe tronul lui Israel în ghilimele simbolic prin prietenul lui David. Pentru că David era exact ca el. Exact ca el. Da? Și aici ni se dă o perspectivă, vedeți? Ni se dă o perspectivă poporului. Ce împărat ar fi trebuit să aibă poporul? Un împărat ca Ionatan. Un împărat ca el să duce singur, dacă trebuie mai și să duce la bătălie. El cu robul lui. Un împărat care se duce el la bătălie cu încredere totală în Dumnezeu. Un împărat care instinctual îi strânge pe oameni lângă el fără să facă nimic. Oamenii se strâng lângă el pentru că este un om care ia inițiativă, care se duce înainte. Un împărat care gândește la binele poporului. Da? Care se poate bine, bucura de binecuvântările pe care Dumnezeu le dă și le împarte cu ceilalți. Uitați-vă la... Deci acesta este al patrulea moment în care Saul este arătat ca un împărat rău, rătăcit, confuz, în derivă totală. Prin însăși cuvintele fiului său. Dacă era cineva din poporul ăla care ar fi luat apărarea lui Saul, cine era? Fiul lui și fiul lui îl condamnă exact cum Iosa l-a condamnat pe Acan. Un om care aduce blestem în poporul lui Dumnezeu. Ce tragic! Uitați-vă la cincilea moment. Zice, negreșit dacă poporul, de fapt este versetul 30, negreșit dacă poporul ar fi mâncat azi din pradă, pe care ar fi găsit-o la vrășmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? N-ar fi fost mai eficient? Sigur că da. În ziua aceea, au bătut pe filisteni de la Micmaș până la Aialon, Adică o biruință foarte mare. Dar poporul era obosit. Din nou autorul comentează că Ionatan are dreptate. Că ar fi fost bine să mănânce. Că Dumnezeu a pus mierea aia nu care eu, ca o ispită înaintea lor și ca o binecuvântare pentru ei, da? care să energizeze, să le dea vigoare în luptă. Și ascultați, poporul era foarte obosit și s-a aruncat asupra trăzii. A luat oi, boi și viței, i-a ajungea pe pământ și i-a mâncat cu sânge cu tot. De ce a făcut poporul asta? Sigur, noi putem judeca poporul, dar de ce a făcut poporul asta? De foame. De foame. Au așteptat să treacă ziua și în momentul în care li s-a dat liber, nu s-au mai controlat. Sigur, poporul este vinovat, dar este cineva mai vinovat aici. Cine? Saul. Saul. Care Saul i-a adus în halul ăsta? Saul i-a adus în starea asta. Un împărat care împinge poporul la păcat. Un împărat care împinge poporul la călcarea regulilor lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă cu oamenii și cu creștinii care sunt ținuți cu reguli false, nu cu cuvântul lui Dumnezeu? Când iasă dincolo de regulile alea, fac mai rău decât fac oamenii din lume. N-ați întâlnit cazuri din astea? Când ții oameni cu reguli, n-ai voie să bei Coca-Cola, n-ai voie să mănânci carne nu știu de care, n-ai voie nu știu ce unde să te duci. Tot felul de aberații și ab... lucruri izvorite din stricăciunea minții omului, dintr-o conștiință bolnavă. Când scapă ăștia, ajung dezastru de pe lume. Dezastru de pe lume. V Vă dau un alt exemplu cu modestia. Modestia în îmbrăcăminte este o învățătură biblică. Modestia în casa lui Dumnezeu este o învățătură biblică. Dar sunt unii care au înțeles modestia cu sacul din cap până în picioare. Așa au înțeles ei modestia. Și o grămadă din fetele care au crescut în biserici de felul acesta cu tiran din ăștia, cu milițieni din ăștia comuniști, au ajuns să arate mai rău ca fetele din lume. Au scăpat și când s-au dus nu le-au mai oprit nimeni. Dezbrăcate în ultimul hal. Pentru că nu există putere, dragii mei, decât în cuvântul lui Dumnezeu. Modestia este cum o descrie Biblia. Mâncarea pe care am voie să o mănânc este aia descrisă de Sfânta Scriptură. Înțelegeți? Umblarea pe care eu trebuie să o am în lume, în toate aspectele vieții, trebuie să fie una direcționată de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e viață și putere. Regulile omenești și tradițiile omenești te închilozează, te paralizează, te apasă, te distrug. Și de aceea mulți când au scăpat, s-au dus și nu au mai oprit nimeni. A ajuns mai rău ca oamenii din lume. Mai rău ca oamenii din lume. Și chiar oamenii din lume spun de ori lucrurile acestea. Au ajuns ca oamenii din lume. Sau alții cu reguli despre intimitatea soțului și a soției. Nu vreau să aici în alte discuții, că sunt și copii tot felul de reguli absurde și aberante, niște, niște ciudățenii, tăi și te gândești de unii, domne, de fi clocită aberațiile alea. De unde le-o fi luat? Ce, cum satana le-o transmis în capul lor? Și au început să le predice la amvon. Și au început să le spună altora. Și au ajuns să facă oamenii după aceea mai rău ca oamenii din lume. Pentru că dacă nu mergi după cuvântul lui Dumnezeu care este putere și viață și care te eliberează și care îți dă bucurie și fericire, și faci regulile oamenilor, ale oamenilor și opresezi oamenii cu regulile acelea, lasă să funge. Exact ce se întâmplă aici. Unii se laudă și zice, a, la noi în biserică, îi nu știu cum. Și zic, punte, tu din Biblia asta. Astea sunt regulile comunității noastre. Și bate cu pumnul în voi și strigă și apasă poporul lui Dumnezeu. Aia ține câțiva ani de zile. Când bubuie cazanul, e dezastru. E dezastru. E dezastru. E dezastru. Spun lucrurile acestea cu un singur motiv, nu-mi place să scăcioarăsc în alte povești și alte lucruri. Spun lucrurile acestea dintr-un singur motiv. Să iubim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne încredem în principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Să le iubim că ele sunt bune pentru noi. Să nu inventăm noi reguli suplimentare. Că nu alea ne păzesc. Nu alea ne păzesc. Interesant cum reacționează Saul. Saul, care era vinovat și responsabil acum, o face pe Salvatorul. Dar cine era vinovat? Cine a produs toată nenorocirea asta aici? El. Și acum el vine cu soluția. El face problema, el vine cu soluția. Zice el, au spus lucrul acesta lui Saul și i-au zis. Dacă citești capitolul anterior, când păcătuiești împotriva Domnului că și-au o funcție de preot, ce va și din comun? Saul deodată îi revine compasul moral. Opa, sau devine pocăit. Sau se putea comuta foarte repede, să știți, din om care face ce vrea în om care e religios. Foarte repede. Într-un capitol face ce vrea el, într-un capitol devine om religios. Auziți-l pe sau. Iată că poporul păcătuiește împotriva Domnului, mâncând cu sânge. Sau a zis, voi faceți o nelegiuire. Toți erau vinovați cu excepția unui a singur. A cui? A lui? Ăsta este un alt mod în care vezi un slujitor arogant, mândru, deviant, debusolat și confuz. El niciodată nu greșește. Niciodată nu greșește. Cine greșește? Voi. Dar cine a împins să facă lucrul ăsta? El. El era singurul principal vinovat. Ei erau vinovați, dar el era principalul vinovat. Dar uitați cum îmi descarcă toată responsabilitatea pe ei. Voi. Voi faceți o nelegiuire. Iar eu, salvatorul de serviciu, am soluția pentru voi. Eu sunt sigur care înțelegeți ce greșeală faceți. Da? El se pune acum în poziția omului care salvează situația. Apoi a adăugat, împrăștiați-vă printre popor și spuneți fiecăruia să-și aducă boul sau aia și să vânghe aici. Apoi să, mânca, să mâncați și nu păcătuiți împotriva Domnului. Deodată Saul devine foarte interesant de legile lui Dumnezeu. Deci e foarte interesant. Acela Saul își pune regulile lui și după aceea, deodată când vede că regulile lui regulile lui au dus la călcarea legii Domnului și își dă seama ce a făcut, acum zice, opa, stai, trebuie să ține legea Domnului. Păi sau să ne lămurești. După cine o să mergem? După regulile tale? Puse după capul tău? Sau să mergem după legea Domnului? Așa se debusolează o biserică, mă înțelegeți? Așa se debusolează o biserică. Pe de-o parte, instaurezi legea Domnului, regulile tale și ce blestem asupra lor și când să ajunge la călcarea regulilor lui Dumnezeu, după aia zici, hop, eu trebuie să vin să salvez situația, mai. Măi nu călcați legea lui Dumnezeu. Păi stai că ne-ai dus la regulile tale. N-am mai avut timp să păzim cuvântul Domnului, că eu trebuie să păzim tău. Și ne și blestema cu el. Asta a făcut Saul aici. Din nou, autorul cărții vrea să ne arate modul în care omul acesta era dus în derivă totală. Dus în derivă totală, da? Sursa păcatului era, era Saul și el se prezintă aici ca salvatorul situației. Voi faceți o neînlegiuire. Să mâncați și nu păcătuiți împotriva Domnului mâncând cu sânge. Și peste noapte fiecare din popor și-a dus bol cu mâna ca să-l junghe pe piatră. Și ascultați. După ce... deci devine din ce în ce mai rău aici. După ce Dumnezeu l anunță că l-a lepădat, că își găsește Dumnezeu un alt om, da? după ce și-a funcția de preot, după ce Saul îl judecă atâta de aspru înaintea lui Dumnezeu, uitați ce spune versetul, versetul 35. Foarte interesant. Saul a zidit un altar Domnului. Deci este ziua în care Saul, nu păcătuiește personal cum a făcut prima dată, este ziua în care Saul ispitește tot poporul lui Dumnezeu să calce legea lui Dumnezeu. El a ispitit. El a împins acolo, aducându-l la disperare pe popor. Da? Și aia e ziua în care Saul ce zice? E frumos să încheiem ziua asta cum? Cu o sărbătoare în cinstea Domnului. Și atunci face el primul altar închinat Domnului. Ce vreau să observați aici este că un semn a falșilor pădați slujitori lepădați de Dumnezeu este că cu cât păcătuiesc mai mult, cu atât se dau mai religioși. Deci cu cât păcătuiesc mai mult, cu atât se dau mai religioși. Cineva a spus odată, după ce a trăit cu o femeie, care evident nu era nevasta, a zis că situația el apropia mai mult de Dumnezeu. Că l-a să-și vadă păcatul și nelegiuirea și deodată a început să apreciez mai mult Evanghelia Domnului Isus Hristos. Ăștia sunt oamenii lepădați, ascultați-mă. Un slujitor adevărat când păcătuiește e frământat, e apăsat, e chinuit, e, 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 e devastat. El nu zice, acum am mai multă putere decât am avut înainte. Dar Saul să face. În ziua aia ridică altar. De ce ridică el altar? El ridică altar pentru că trebuia să păstreze aparențele. Ca poporul să zică, da măi, ai văzut? Saul a luat atitudinea, măi, n-a lăsat poporul să păcătuiască. Saul, după ce ai văzut, a ridicat un altar Domnului. Ce om religios este Saul. Ce era Saul? Un om lepădat de Dumnezeu. Asta era. Noi nu trebuie să fim uh, duși de nas ușor. Faptul că cineva face uh, tot felul de ceremonii religioase și are el o pietate din asta publică afișată înaintea altora și că oamenii îl laudă și că oamenii îl apreciază și uite ce au făcut. N-ați văzut curvari din ăștia și bandiți și oți care ctit ctitoresc biserici? Asta îl face pe omul ăla plăcut înaintea lui Dumnezeu? O fura jumătate de țară și pe a o o biserică. Bravo! Ei, ce grozav ești tu! Ca să aibă poporul Domnului unde să închine, nu? Pe cine, pe cine păcălim? Dar și la noi sunt din ăștia și la noi sunt. Care ei în viața lor privată trăiesc cum trăiesc, dar el se poate comuta ca la întrerupător. Când a intrat în adunare, gata, s-a schimbat, e sfântul. Arhanghelul Mihail. Predici cale ca lui, rugăciuni ale lui, cântări cale ca lui. E pita lui Dumnezeu coborâtă din cer. Dar el e în restul timpului Saul. Da? Ai doi Sauli. Unu înainte, unu după. Și să-l avem pe al doilea Saul aici, care ridică un altar Domnului și zice acesta a fost cel din trei altar pe care l-a zidit el Domnului. Exact în momentul unui faliment extraordinar. Extraordinar. Saul a zis, uitați-vă următorul, următorul, moment. Saul a zis, da, este al șaselea episod, Saul a zis să ne coborăm în noaptea aceasta după filisteni, să-i jefuim până la lumina zilei și să nu lăsăm să rămână unul măcar. Ca strategie, cred că a fost bună strategia, erau speriați, filistenii împrăștiați, era cel mai cel mai simplu să-i măcelărească cumva. Dar ei au zis, fă ce vei crede. Atunci preotul a zis să ne apropiem mai de Dumnezeu. Eu cred că preotul nu avea încredere în Saul. Deci preotul a văzut pe Saul cum proceda și își dădea seama. Omul ăsta e în derivă totală și în confuzie totală. Eu cred că preotul își dădea seama că asta este singura modalitate în care poate opri cumva pe Saul din nebunia lui. Deci, hai să ne rugăm Domnului, să ne apropiem Domnului. Saul, care tocmai trecuse de zidit altarul, nu putea să zică, lasă pe Dumnezeu. Dar vreau să vă aduceți aminte că în timpul luptei, în timpul luptei lui Ionatan, spune, uh, Saul a zis lui Ahia, aduci în coace chivotul lui Dumnezeu. Căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra filistelului se făcea tot mai mare. Și Saul a zis preotului, trageți mâna. Adică Saul a zis, hai să încercăm, să întrebăm pe Domnul. Domnul nu răspunde la timp, lasă, nu vezi de treabă, hai să ne ducem. Deci se vedea că Saul, pentru el, al căuta pe Dumnezeu, a s-a apropiat de Dumnezeu, era o chestie circumstanțială. Dacă îi convenea, aștepta pe Dumnezeu să-l ghideze. Dacă nu îi convenea, el zicea tot făcea cum vrea el. Dar în punctul acesta preotul ne arată, îl expune cumva public pe Saul că era decuplat de Dumnezeu, că era în derivă, că era rătăcit. De ce spun asta? Pentru că spune să ne apropiem de Dumnezeu. Și Saul a întrebat pe Dumnezeu să mă cobor după filisteni, îi vei da mâine lui Israel. Dar în clipa aceea, nu i-a dat niciun răspuns. Deci Saul anunță tot poporul că ne ducem noaptea asta și terminăm bătălia. Preotul care își dă seama de ce se întâmplă, îi spune, hai să întrebăm pe Domnul, să avem o confirmare de la Dumnezeu. Cum știți că se întâmplă de multe ori în Vechiul Testament? Și cu David, după aceea, întrebau deseori pe Domnul. Da? Și nu acționa oamenii lui Dumnezeu, nu acționau dacă Dumnezeu nu le răspundea. Rea un semn de la Dumnezeu. Și acum Dumnezeu nu îi răspunde, cred datorită blestemului pe care l-a aruncat asupra poporului și datorită călcării de către popor a poruncii lui Dumnezeu tot din cauza lui Saul. Deci erau două păcate mari care s-au comis în ziua aceea din cauza lui Saul. Cum să răspunde Dumnezeu lui Saul când Saul este singur care se considera nevinovat de acolo și că el de fapt o salva poporul de păcat. Cum se răspunde Dumnezeu lui astfel de om? De aceea Dumnezeu nu-i vorbește. Și vai de slujitorii cărora Dumnezeu nu le mai vorbește. Ce face Dumnezeu aici? Dacă mai înainte el a fost contestat de popor, dacă a fost contestat de Ionatan, aici Dumnezeu însuși îl contestă când Dumnezeu nu îi zice nimic. Nu îi zice nimic. Da? Deci în acest al șaselea moment, Dumnezeu refuză să vorbească poporului. Toată campania lor militară se oprește din pricina cui? A lui Saul. Ar fi fost altfel de cursul sau parcursul acestei uh, campanii dacă Ionatan ar fi continuat el să conducă, nu i așa? Dacă Saul ar fi zis, băi, m-a Dumnezeu că sunt lepădat. Dacă prin copilul ăsta a lucrat Dumnezeu, lasă-l să se ducă el înainte. Dacă da mare biruință Dumnezeu prin el, eu sunt de busola, nu prea știu ce cu mine. Da? Ar fi avut un cu totul alt rezultat campania asta decât cel pe care îl are acum. Vedeți? Care sunt rezultatele? Poporul slei de puteri? Unul păcătuiește fără să vrea? Judecat de însuși fiul său, nu? Ca un om care a adus blestem în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai vorbește. Poporul începe să păcătuiască. Ai toate semne din lume că ești pe cărări, departe. Ai luat-o în altă direcție. Poporul e pe un drum, Dumnezeu vrea să ducă într-un fel, tu ești în altă parte. Și el, de fapt, ce face? El care trebuia să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor, ar ajunge să fie exact motivul pentru care filistenii nu sunt bătuți. Corect? El ajunge exact să fie blocajul. Deși deci el se pretindea ca unul care vrea să ducă războiul până la capăt, nu? Dar prin tot ce face el, el frânează poporul. Îl frânează. Aduce tulburare în popor. Aduce confuzie în popor. Dumnezeu nu îi răspunde. Și acum, foarte interesant ce se întâmplă în acest ultim eveniment. În acest ultim episod, în al șaptelea. Saul vrea să facă proces acum. Deci din nou, când e vorba de el, nu are compas moral, nu știe să-și vadă problema lui. Ăsta este o altă problemă, ascultați-mă. Când un om nu-și poate vedea greșelele, când un om nu-și poate vedea vinovăția, când un om nu-și poate vedea deviațiile, unii ar putea să spună că David a păcătuit mai grav decât Saul. A luat nevasta altuia, l-a omorât pe bărbatul acelei femei, a făcut pe vrăfma și domnul să hulească, i-a înscenat moartea lui ăla. Cât de macabru a putut să fie David? Dar ascultați-mă, marea diferență între Saul și David este că David când a fost confruntat și a zis tu ești omul acela, David atunci a recunoscut și a mărturisit pe lui. Corect? Saul îi pus în fața situației. mai ai făcut un popor întreg să calce legea lui Dumnezeu. El zice, voi păcătuiți. El a pus un blestem asupra poporului. El zice, ăsta e problema. Ei sunt problema. Da? Deci asta este diferența majoră. Și el acum, nu doar că nu-și asumă nimic din ce a făcut, că a pus blestem. Că i-a poporul de putere. Că la un fiusu, cel prin care Dumnezeu a dat biruință, a ajuns să calce jurământul ăla pe care i-a pus să facă în prostia lui, da? că Dumnezeu nu mai vorbește, că poporul ajunge să calce legea lui Dumnezeu mâncând cu sânge și așa mai departe, acum el zice, facem un proces. Să vedem cine e vinovat. Și totul. pentru păi tu ești singur vinovat aici, ești singura problemă din tot poporul. Și el zice, trebuie să facem judecată aici. Și începeți procesul? Saul a zis, apropiați-vă aici toate căpetenii poporului, căutați să vedeți, căutați și vedeți de cine și cum a fost săvârșit păcatul acesta astăzi. Deci, imaginați-vă, ăsta e cu bubile în cap și el și mai să căutăm să vedem cine e problema. Uite-te în oglindă, nu? Și ca un semn că n-a învățat nimic din ce a făcut până atunci. Zice așa, ascultați, versetul 39. Bun, cine a păcătuit în ziua aia? A păcătuit el, e clar, nu? Ai fi putut să spui că Ionatan a păcătuit din neștiință, dacă ai putea să numești păcat lucrul ăla acela, deși nu prea. A păcătuit tot poporul, corect? Și ascultați-l pe Saul. Să vedeți de cine și cum a fost să păcatul acesta astăzi. Cum adică de către cine? Toată lumea a păcătuit, mai din cauza ta tu ai păcătuit ca dat blestemul, tot poporul a păcătuit ca mâncat, Jonathan a păcătuit ca a fost tras într-un jurământ din care nici măcar nu știa. Toți au păcătuit. Pe cine căutați? Tot poporul era vinovat înaintea lui Dumnezeu, corect? El nu vede. Slujitor fals, el nu vede. Și dacă tot poporul a păcătuit, el nu mai vede. Iorb, crede că s-a rezolvat repede păcatul, nu e așa? i am chemat pe oameni, am tăiat animalele ce las că s-a trecut repede, am zidit un altar Domnului, ne-am spălat pe mâini, Dumnezeu e bucuros și fericit. E, pe Dumnezeu nu ți-a răspuns. S-a oprit campania militară. O biruință s-a terminat într-un mod așa de urât. Și face procesul, începe procesul. Căci viu este Domnul, zice el, izbăvitorul lui Israel, că chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu Ionatan, va muri. Și nimeni din tot poporul nu a răspuns. Deci a dat un blestem mai înainte, că să moară cei care vor mânca, și acum nu învață nimic din ce a făcut și mai rostește încă o dată blestemul, dar direct pe el și pe, Saul, pe Ionatan. Atunci a zis întregul lui Israel, așezați-vă voi de o parte, și eu și fiul meu, Ionatan, vom sta de cealaltă. Și zice, cred că a făcut asta, că el era sigur că ei n-au cum să fie vinovați. Corect? Ăștia-s vinovați, ceilalți, restul. În tot pasajul acesta, ăsta este comportamentul lui Saul. Un om care nu se pocăiește la timp, este un om care devine împietrit. Un om care devine orb la păcatul lui. Și dacă i-ar fi păcat așa, înaintea ochilor, mare cât un elefant, el nu-l vede. Zice, hai să facem un proces, vedem cine-i păcătosul aici dacă nu te pocăiești la timp, dacă nu-ți recunoști păcatul, dacă nu-l mărturisești înaintea lui Dumnezeu, ajungi orb. Și dacă tot poporul zice, poporul tăcea, de, crezi, de ce crezi că tăcea poporul? Tot poporul știa cine e vinovat de acolo. Cum să-i spui că e vinovat el? Deci îl lasă de la sol. Că o să vadă el imediat cine e vinovat. Toți vedeau cu excepția lui. Orb, orbire spirituală. Deci noi stăm deoparte, voi deoparte, noi deoparte. Că noi suntem sfinți, nu? Și poporul a zis lui Saul, fă ce vei crede. Foarte interesant. Saul a zis Domnului Dumnezeu lui Israel. A doua are lui Dumnezeu să arate adevărul. Arată adevărul. Dumnezeul lui Israel arată adevărul și face exact tragerea de la sorți ca în cazul lui Acan. De aceea, dacă citiți textele astea în paralel, veți vedea că sunt foarte multe similarități. Și sorțul a căzut pe Ionatan și pe Saul și poporul a scăpat. Foarte interesant. Dumnezeu uite că vorbește, nu-i așa? Dumnezeu vrea să vorbească. Sau a zis, deci când vrei să afli păcatul, Dumnezeu îți vorbește. Deci fiți atenți, ăsta este un principiu foarte important. Dacă Dumnezeu nu-ți mai vorbește, uite, te simți rece față de Dumnezeu, poate ai pierdut siguranța mântuirii, bucuria mântuirii, pacea, liniștea, odihna. Ești turburat. Dacă întrebi pe Dumnezeu, Doamne, călăuzești-mă în privința nu știu cărui lucru, nu te va călăuzi. Tăcere totală. Dar dacă vrei să afli problema, Dumnezeu, într-un fel sau altul, poți să-ți vorbească. Dumnezeu prima dată nu-i vorbește, zice vrem să facem o campanie, să fim în slujire, să meargă biserica tun, să meargă lucrarea. Doamne ajută-ne, Doamne dă i Și Domnul zice până nu rezolvați problema păcatului, nu facem nicio campanie militară, să oprește totul aici. Pe păi, Doamne, lucrarea ta e slujirea. Nu, Dumnezeu să știți că Dumnezeu nu are nevoie de sforțările noastre și de apucăturile noastre. Să credem noi că facem noi, asta e momentul oportun. Știe Dumnezeu să își băvească el pe poporul lui fără niciun fel de problemă. Pe Dumnezeu îl interesează mai mult sfințirea decât slujirea, da sau nu? Dumnezeu a oprit o campanie militară, de ce? Din pricina păcatului. Rezolvați păcatul și pe aceea facem alte război, corect? Pe Dumnezeu îl interesează mai mult sfințirea decât slujirea. Pe Dumnezeu îl interesează mai mult mărturisirea păcatului decât nu știu ce slujiri Chiar slujiri bune, chiar slujiri dorite de Dumnezeu, chiar slujiri spuse de el. Dumnezeu i-a zis despre Saul că el va izbăvi pe Israel din mâna filistinilor. Era voia lui Dumnezeu, dar o voia lui Dumnezeu primară, anterioară, era aceea ca să rezolve problema păcatului. Și Dumnezeu revelează. Saul a zis, a rucat sorții între mine și fiul meu Ionatan. Și sorțul a căzut pe Ionatan. Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Saul aici acționează exact ca Iosua în cauzul lui Acan. Fiul de slavă lui Dumnezeu și mărturisește ce ai făcut. Exact așa. Îl tratează pe Ionatan cum? Ca pe un Acan îl tratează. Deci el care aruncase blestemul, el care dăduse un blestem, deși știa că fiul lui Ionatan nu este acolo, că știți că i-au numărat și nu i-au găsit. Da? Vă aduceți aminte? Au căutat și a zis cine le Ionatan și așa. Bun, pentru ce ai dat -o, un asemenea decret aberant? Și dacă l-ai dat, oricum Ionatan cu uh, slujitorul lui nu se încadrează, corect, pentru că nu au fost aici. Deci se aplică la toți cu excepția la ei. Corect? Și el îi zice, Ionatan e problema. Deci omul acesta e în stare să-și sacrifice pe însuși fiul lui prin care Dumnezeu dăduse biruința, corect? Deci biruitorul în acea zi, căpetenia în acea zi, omul lui Dumnezeu în acea zi era cine? Ionatan nu Saul și Saul să pune ca un Iosua, sfântul, nevinovatul, nepigănitul. Și cheamă exact pe omul prin care lucrase Dumnezeu la judecată. La nivelul ăsta de decădere spirituală a ajuns omul acesta. Să ajuns să judeci omul prin care lucrează Dumnezeu. Să ajungi să judeci pe omul prin care Dumnezeu a binecuvântat poporul lui. Să-l pui la colț. Să-l pui înaintea scaunului de judecată când tu ai generat tot necazul ăla. Ce să face el aici? Exact ca și cu Domnul Isus Hristos pe vremea lor. Ce ai făcut? Am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care îl aveam în mână, iată mă voi muri. Ce bărbat, nu? Uitați-vă la Ionatan. Atitudinea lui Saul, ai, zis că, ai fi zis că nu erau din aceeași familie ăștia doi. Atitudinea lui Saul e totdeauna asta. Nu, n-am făcut eu, alții vinovați, blestem la ăla, blestem la ăla, ăla să moară. Vedeți că voi păcătuiți, veniți că eu vă salvez, vă ajut eu, tai eu, rezolv eu, eu ridic altare, Domnul, el neprihănitul. Uitați-vă la, la Ionatan. Știa Ionatan că nu e vinovat? Știa. Vreau să vă spun un lucru. Dar Ionatan știa sau era dispus să-și dea viața, dar ca să fie bine cu poporul lui Dumnezeu. Uite, dacă Dumnezeu din cauza mea împiedică poporul să câștige biruința împotriva filistenilor, eu să mor. Înțelegeți? Ăsta e un slujitor adevărat. Câți slujitori din ăștia credeți că sunt astăzi? Eu nu mă dau pe mine exemplu. Câți slujitori credeți că sunt de felul acesta? Nu să iasă el bine înaintea poporului. Să pare el nevinovat. Să se dea el. Băi, avem nevoie de asta, ăsta salvatorul nostru, fără ăsta murim toți. Iar plăcea lui să se simtă așa. Să-l aduleze oamenii, să-l admire oamenii, să-l considere pe el salvatorul. Un om care e mare închinător înaintea lui Dumnezeu, un om al rugăciunii, un om nu știu de care, nu știu câte lucruri face pentru Dumnezeu, ce slujiri, ce lucre. Foarte bine de la ego, foarte bine de la ego. Și mai ales dacă și oamenii crede asta și dau adulație, e extraordinar să simte. Dar uitați-vă, un slujitor adevărat, știe ce spune? Sunt eu piedică, mă dau la o parte. Din cauza mea vine blestemul un poporul lui Dumnezeu, eu să mor. Vedeți ce rapid Ionatan. Pentru că Ionatan, de ce era dispus Ionatan să moară? Păi a fost dispus de mai înainte. Știa că poate să moară el cu slujitorul lui, când se. Exact, la garnizoana filistenilor. Pe păi cum nu? cum nu? Și el deja și-a pus viața în slujba lui Dumnezeu. El deja și-a pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. El deja și-a riscat viața ducându-se la vrășmașii lui. Și-a riscat-o deja. Și acum spune, eu mă pun, domnule. Nu asta a făcut Domnul Isus cu noi? Nu asta a făcut Domnul Isus cu noi? Nu asta s-a întâmplat pe vremea lui Hristos? Când farisei, cărturarii, preoții făceau orice, ar fi făcut absolut orice, inclusiv, inclusiv crimă de om, Inclusiv omor. Ca ei să iasă bine. Ca ei să rămână în pozițiile lor. Ca ei să facă bani în continuare la Templu. Ca ei să fie în continuare văzuți bine de oameni în piețe, în public și așa mai departe. Ca ei să rămână în continuare favorizați de romani în pozițiile lor. Să moară cine? Nevinovatul. Lasă să moară. Nu e niciun fel de problemă. Noi mergem înainte așa. Și uitați-l pe Domnul Isus Hristos. Exact ca Ionatan. Ce imagine frumoasă este Ionatan aici. Un om. Ionatan nu era desăvârșit? Nu era fără pată, Ionatan? Era un om care venea dintr-o familie distrusă. Taixu a fost cel mai rău model posibil pentru el. Și totuși omul acesta îl iubea pe Dumnezeu. Era ceva din caracterul viitor al Domnului Iisus Hristos în el. Gata să-și dea viața. Gata să se jerfească pentru poporul lui Dumnezeu. Gata să facă orice, inclusiv cu viața lui, să se dea ca poporul lui Dumnezeu să meargă bine. Le-a ridicat Dumnezeu oameni din ăștia astăzi cărora să nu le pese întâi de imaginea lor, cărora să nu le pese întâi de religiozitatea lor, oameni care să nu vrea să facă paradă cu ridicarea de altare înaintea oamenilor, cum făceau farisei, să rugau pe la colțurile uliților și prin pețe, ca să pară cât de neprihăniți sunt ei, oameni care se țin de cuvântul lui Dumnezeu și nu-și bagă regulile lor în biserica lui Dumnezeu, oameni care mai degrabă au binecuvântarea pe buzele lor, nu blestemul, nu-i așa? Oameni care vor să dea hrană poporului, să-i ducă la mierea binecuvântată a lui Dumnezeu, folosesc ca o metaforă asta nu să-i țină asupriți, sleiți, obosiți. Ce bine ar fi poporul lui Dumnezeu și astăzi dacă ne-am luat modelul de la astfel de oameni. Dar ei au vrut un împărat ca neamurile. Să arate bine, nu-i așa? Să arate bine. Și Saul a zis. În loc Saul să se gândească și să spună, deodată devine iarăși. Eu reveni compasul moral iarăși. Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine dacă nu vei muri, Ionatane. Deci un om care și-a dus fiul în ispită, pe propriul lui fiu l-a tras în ispită, corect? Că a dat un decret de care fiul să nu știa. Și el știa că nu este acolo, chiar numărat și știa că nu este acolo. Dar nu a făcut amnezie imediat. Deci el l-a dus în ispită, el ar fi trebuit să spună Saul așa, e vina mea. Unu, în loc să las poporul să mănânce ca să poată să lupte până la capăt. Doi, am dat ca Nărodul. Un decret. Fără ca să știe de el. Tu ai mâncat fără să știi. E vina mea, mă. Eu te-am pus în curs asta. Eu te-am pus în curs asta. Eu te-am tras acolo. E vina mea. Eu am adus blestem peste poporul lui Dumnezeu. Eu să mor. Ar fi fost cu totul alt deznodământ acolo. Corect? Dar el nu face asta. El zice, da, tu ești vinovat, îi ascultați. Foarte religios sună, nu, nu? Să facem dreptate, exact ca Iosua. Eu sunt nou Iosua. Saul care era Acan, se consideră Iosua. Zicea cineva că cea mai mare tragedie nu este ca un lup să se îmbrace în haine de oaie. Știți că Domnul spune, vor veni lupi răpitori, îmbrăcați la voi în haine de, de voi. Nu asta e cea mai mare tragedie. Știți care e cea mai mare tragedie? Când lupul nu se îmbracă în haine de oaie, când lupul se îmbracă în haine de păstor. Ați înțeles ce vă spun? Deci el nu vine ca una dintre voi? Vrea să stea și el între oi Zice, nu, ăsta are atâta tupeu acum încât spune, măi, eu sunt păstorul cel bun. Aceasta este atitudinea anticristică, nu e așa? Că anticrist zice că va veni în templul lui Dumnezeu și să vadă da pe sine drept ce? El nu zice, eu sunt dracu. El nu zice așa, el nu va zice așa, el nu va anunța oamenii și spune, eu sunt satana, eu sunt anticrist, eu sunt trimis de cel rău. Nu va spune așa. Nu, el nu va spune așa. El se va da pe sine drept Dumnezeu. Și asta face Saul aici. El îi ia can și face judecată ca și cum ar fi cine? Iosua. Și este gata să-și trimite la moarte fiul lui din vina lui. Să moară altul pentru păcatul lui. Și ascultați, ultimul moment este reacția poporului. Deci Saul pe tot parcursul acestui pasaj este pus în evidență ca un slujitor rău, fals, confuz, deviat, lepădat. Și ultimul moment în care i-a arătat în felul acesta este când poporul lui i-a ajuns. Știți că la noi așa se întâmplă. Asta e Orice, orice, conducător se teme de popor. Corect? Dacă poporul tace, o pot ține așa 10 ani de zile. Dacă ia un milion de oameni în stradă, s-a cam terminat. Corect? Ați văzut cum își trag imediat legile, se răzgândesc imediat cu o grămadă de lucruri. Ei, aici, dar când poporul reacționează așa, înseamnă că deja a dus poporul la disperare. La disperare. Poporul știa adevărul. Și poporul n-a mai răbdat. Nu doar că Ionatan era împotriva lui, nu doar că Dumnezeu era împotriva lui, preotul era împotriva lui, acum poporul împotriva lui. Pentru că spune, poporul a zis lui Saul. Ce? Poporul l- ajută pe Saul să raționeze normal. Să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire a lui Israel. Cum să moară cel pe care l-a binecuvântat Dumnezeu? Cum să moară cel căruia i-a dat Dumnezeu biruință? E, e absurd. Altcineva trebuie să moară, vezi cine e vinovatul, nu? Cam asta zice poporul, caută pe altceva că n-are cum să fie el. Păi cum dacă la bine binecuvântat Dumnezeu nu poate să fie el blestematul? Niciodată, zice. Și ascultați, vrei cu jurăminte Saul? Nu, no, ne jurăm noi acum. Viu este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ. Știți că expresia aceasta este reluată de Domnul Isus Hristos în predica de pe munte când zice că aleșilor lui, credincioșilor lui, nu ne cade niciun fir de păr din cap fără voia lui Dumnezeu. Poporul face aici zid în jurul lui Ionatan. Poporul acum zice: Păi, stai, cine e împăratul mai acum? Nu Saul e împăratul? Nu el trebuia să facă izbăvirea lui Israel? Ba da, cuvintele astea sunt prima dată spuse lui Saul la adresa fiului său. După aia urmează să le audă la adresa lui David. Vă aduceți aminte, da? ulterior. dar prima dată când aude cuvintele acestea în care altcineva e elogiat, altcineva e recunoscut, altcineva e lăudat, altcineva e văzut ca izbăvitorul lui Israel, este cu privire la propriul lui fiu. Un tată normal, ce ar trebui să facă? Dacă cineva ar spune, bă, fiu, tu predică mai bine ca tine. Ce ar trebui să facă un tată? Să se bucure, măi. Dacă tu zici, bă, tu ne-ai mai făcut casă așa, da, am văzut trei pereți strâmbi, dar fiu tu, linie le trage. Tata ce ar trebui să zic? Să aibă bucurie. Să zic, bă, mă bucur, mă. Uite, am moștenit la mine meseria mea, dar e mult mai bună. Da? E mult mai bună. Ar trebui să se bucure. Nu se zică, băi, l-aș pe ăsta. Nu? La ce nivel de decădere trebuie să ajungi ca să faci lucrul acesta? Sunt slujitori astăzi în jurul cărora nu crește nimic. Știți că sunt copaci care sunt copaci de pădure pe lângă care crește de toate. Crește zmeură, crește iarbă, crește copăcei, crește de toate. Dar sunt copaci de sub tăi, pârjol, ras, ars tot. Așa sunt mulți slujitori. În jurul lor nu poate să crească nimic. Moarte! Și ăsta era Saul. Căci cu Dumnezeu. auziți, Că și cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Poporul a văzut că el a dat izbăvire, și că izbăvirea aceasta era câștigată cu Dumnezeu. Cum poți să blestem pe cineva și să dai la moarte pe cineva cu care a lucrat Dumnezeu? Acum, noi știm că cineva care a lucrat cu Dumnezeu, nu-i așa? Și care a dat o mare izbăvire a ajuns până la urmă să moară. Și acela este Domnul Isus Hristos. Și ascultă, Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni și filistenii s-au dus acasă. Trebuiau să avem filistenii acasă? Nu prea trebuiau. Vedeți ce se întâmplă? Acest ultim moment în care poporul îl scoate în evidență, același popor care l-a ales, e același popor care arată omul pe care noi l-am ales, este total nepotrivit pentru noi. Este un om în derivă, confuz, Ăsta l-a omorât pe cel pe care Dumnezeu ne-l-a dat ca izbăvitor. Cum mai să-l omori pe ăsta? E clar că omul ăsta este confuz total. Și ultimul moment în care Saul este arătat în derivă este faptul că campania se oprește. Dumnezeu le-a dat o izbăvire și spune Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni. Dar cine a început să războiul? Saul? Nu. De deci cine a pus capăt unui război pe care nu l-a început el? Cine? Saul a pus capăt. Sigur, războiul pe larg era început mai dinainte. Conflictele cu filistenii erau început mai dinainte. Dar mă refer la episodul ăsta exclusiv. El a fost început prin această călăuzire specială pe care a avut-o Ionatan. Da? Saul era momentul în care putea și ar fi ieșit puțin mai bine decât a ieșit ciufulit rău de tot la urmă, nu? Știm în ce fel a murit Saul dacă s-ar fi dat la o parte, dacă ar fi spus într-adevăr. Eu sunt într-o confuzie totală ar fi ieșit mult mai bine. Mult, mult, mult mai bine. Și au fost, de ce spun asta, au fost împărața lui Israel, Ahab, Manase, alți împărați răi al lui Israel, care s-au smerit. De au făcut cele mai mari atrocități din lume. Cele mai mari atrocități. Și s-au smerit până la urmă. Saul, în schimb, așa a mers până la capătul vieții sale. Pasajul ăsta ce se întâmplă episod cu episod, moment cu moment, în diverse moduri, Saul este scos în evidență și autorul cărții vrea să ne arate pe Saul un om care are un blocaj pentru poporul lui Dumnezeu, o pierică pentru poporul lui Dumnezeu, un blestem pentru poporul lui Dumnezeu. Moment după moment el frânează, frânează, frânează lucrarea lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu în toate viacurile trebuie să vegheze asupra slujitorilor ei. Și Biserica lui Dumnezeu în toate viacurile trebuie să se roage ca Dumnezeu să-i dea Ionatan, nu Saul. Nu Saul. Din păcate trăim într-o vreme în care ne plac slujitori care se îmbracă frumos, care vorbesc frumos, care au pârghii politice, care pot să deverseze bani gârlă în adunări, care pot să controleze cu daruri, care pot să facă o grămadă de lucruri. Nu oameni care e pe teren să dovedesc cu oamenii lui Dumnezeu. Acolo un conflict, nu-i așa? Zici, una e să vezi, ascultați-mă, că zic, păi uite, Ce crezi, altarul lui, Saul era frumos sau nu? Crezi că a făcut un altar urât Saul? Nu, eu cred că a făcut un altar frumos. În alte circunstanțe, probabil că ar fi fost apreciat, nu-i așa? Știți că altarea au construit toți oamenii mari marea lui Dumnezeu, au ridicat altare. Că Saul asta încearcă să facă acolo să zic că el este un urmaș a marilor patriarhi și este pe aceeași linie a acestor oameni mari al lui Dumnezeu care au ridicat altare în cinstea lui Dumnezeu. Asta încerca Saul să facă acolo. Într-o altă circunstanță asta ar fi da bine. Dar dacă te uiți în pasajul acesta, ai două tipuri de slujitori. Unul care se ocupă cu lucruri religioase, cu legea lui Dumnezeu, vrea să facă dreptate, vrea să facă rânduială, vrea să scoată păcatul la ivială, da? Ai fi zis că e un fel de Ionatan ăsta, cu un fel de Avram care ridică altare, un fel de Ionatan care vrea să scoată păcatul la ivială. Dar dacă te uiți în text, Slujitorul adevărat al lui Dumnezeu era omul care era în tranșee, care era la luptă, nu-i așa? Care s-a dus să lupte cu vrășmașii. Un om care și-a pus viața în joc. Un om despre care nu știa nimeni nimic acum. El era la luptă, nu-l știa. E, Saul era cu tot poporul și făcea ceremonii religioase. Ba, punea preotul să cheme pe Dumnezeu, ba, s-a apucat de zidit altarii, ba, s-a apucat de făcut rânduială cu așa că îl legea lui Dumnezeu și așa mai departe. Și în timpul ăsta, războiul lui Dumnezeu, luptele lui Dumnezeu trebuiau duse dar nu erau duse pentru că un om era debusolat, total debusolat. De aceea este important să ne uităm la astfel de pasaje. Noi ne toți zicem, am avut o poveste cu Ionatan și cu Saul. Nu, n-am avut o poveste cu Ionatan și cu Saul. Am avut o poveste cu noi astăzi și cu bisericile noastre astăzi și cu slujitorii noștri astăzi. Și dacă noi nu învățăm din Biblie cum trebuie să funcționeze adunarea lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, dacă nu învățăm din Biblie cum trebuie să arate poporul lui Dumnezeu, o să fim foarte ușor duși de nas. Foarte ușor. Păi dacă n-ai principiile Scripturii după care să evaluezi și să ce ai să zici Păi au ridicat, frate, am trei un, un altar. Ai văzut câte botezuri au avut. Ai văzut ce frumos o cântat în față. Ai văzut câte biserici au ridicat. Ai văzut câte nu știu ce. Stai puțin. Așa a făcut și Saul. Ai văzut ce ferme împotriva păcatului. Unde? În public? Păi stai să vezi ce a făcut înainte. Cu câteva ceasuri. Același om, Nu? același om care era ferm împotriva păcatului, vrea să-l omoare pe fiul său că a păcătuit, este același om care el l-a făcut pe fiul să păcătuiască. Trebuie să vedeți lucrurile mai de aproape, nu e așa? Trebuie să pui lupa puțin mai aproape. Trebuie să te duci la mai multe evenimente, la mai multe episoade și să vezi ce se întâmplă acolo. Nu ai decupat o imagine și zici, uite ce frumos arată, Saul și-a pus poză pe Facebook și pe Instagram, el lângă altar. Și toți pocăiții au început să-i dea like. Și să zică Saul, da, împărat după inima lui Dumnezeu. Bă, împărat, că ăsta, N-ai văzut, mă. Unul a făcut și un live rapid acolo, cum Saul, e frumos, extraordinar. Unul a decupat din toată povestea și a zis, vreau să vă spun un exemplu foarte frumos. Uite, am avut un părat extraordinar. Când poporul a început să păcătuiască, Saul, împăratul ăsta pe inima lui Dumnezeu, a oprit, mă, păcatul. A luat voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, a strigat la popor acolo și a făcut dreptate, măi. Așa împărat, măi. Și unul zic, băi, stai să spun ce s-a întâmplat înainte. Că el a făcut să păcătuiască. Să să spun toate povestea. Să să spun toate episoadele. Că când le pui toate cap la cap, povestea e puțin diferită, nu credeți? Ai citit numai capitolul 3, arată cumva. Dacă îl citești pe 1 și pe 2, ai zis că peste tot e greșit. Și că 3 de fapt, este un mare faliment în viața lui. De deci ce este important, dragii mei, să ne uităm pe ansamblu asupra acestor istorii? Că dacă ai fi luat versetul, Saul a ridicat un altar, ăsta e primul altar. Păi frumos, o devine religios, poate să o pucăi sau nu. Sau și decupa versetul în care spunea, Saul a chemat poporul și a zis, nu mai mâncați cu sânge. I -i zice, e bine că legea a spus să nu mânci cu sânge, nu? E bine că au făcut asta. Păi stai că tu ai făcut să mânci cu sânge. Tu pocăiește-te, tu smerește-te. Saul, măi, așa era dizelos pentru Dumnezeu că și pe fiul lui păcătos l-ar fi dat la moarte. Păi stai că el nu i-a spus lui fiul său. Fiul său nu știa. Deci, dacă ei povestea pe ansamblu, vezi că fiecare lucru care e în favoarea lui Saul, fiecare lucru care e în favoarea lui care aparent sunt lucruri. A de altar în favoarea lui. A oprit poporul de la păcat în favoarea lui. Era gata să-l jerfească, să nu facă compromis, nu? Un om cinstit și drept, chiar și când e vorba de fiusul, ia atitudine, corect? Dar fiecare lucru care e în favoarea lui era de fapt împotriva lui, că toate lucrurile care erau în favoarea lui arătau păcatul lui. Când e povestea pe ansamblu. De aceea, așa trebuie să privim lucrurile și la slujitorii lui Dumnezeu. Așa trebuie să privim lucrurile în general, în ansamblu. Și autorii Sfintei Scripturi, dragii mei, și ce cred? Pe lângă lucrurile duhovnice și spirituale pe care le învățăm în momentele acestea de studiu a Scripturii. Autorii Scripturii ne învață cum să privim viața. Cum să privim viața, cum să analizăm lucrurile. Să nu ne lăsăm duși de nas. Să fim oameni înțelepți, oameni cu discernământ. Să nu fim oameni, cum spune Scriptura, lesne crezători. Oameni naivi. Să nu ne lăsăm atrași de aparențe. Ați înțeles? Ca asta să joacă foarte mult astăzi, să joacă miza foarte mult pe aparențe, foarte mult pe lucruri religioase, foarte mult pe lucruri de felul acesta. Să nu facem asta. Să nu facem asta. Ai fi zis, și cu asta închei ai fi zis, uite, dacă te uitai, de exemplu, când poporul venea și jerfea fiecare animalul pe piatra ridicată de sau, ai fi zis ce popor ordonat, nu? Bă, nu ca la păgâni, mănâncă ăștia cu sânge. Uite ce popor ordonat. Fiecare vine cu animalul, așteaptă frumos la timp, nu? Își taie acolo și după aia se duce frumos și se mănâncă. Păi stai că dacă dăm cu 30 minute înapoi, dezastru de pe lume ce a fost acolo. Mai rău ca la păgâni. Dar tot din cauza lui Saul. Tot din cauza lui Saul. Aceste texte din Scriptură ne sunt lăsate, spune Scriptura, să fie pilde pentru noi. Să fie de învățătură pentru noi. Că noi e ușor să vorbim cu Saul în sus, cu Ionatan în jos, tot, tot ce-o făcută e acolo. Nu imaginile de acolo, oamenii ăia, trebuie să ne ajute să privim acum în contemporaneitate, în vremea noastră și să vedem ce se întâmplă în vremea noastră. Că dacă eu am citit pasajele respective și am învățat ceva despre Saul, Ionatan și despre Filisteni și despre evrei și n-am învățat nimic despre vremea de astăzi, despre slujitorii de astăzi, despre poporul lui Dumnezeu de astăzi, despre problemele noastre de astăzi, nu? Și n-am învățat cum să tratez lucrurile. Ce folos! Am venit la biserică degeaba ca să mi se spună o poveste. Păi povești cu o să asculti pe internet dacă vrei sau la televizor. Nu e așa? Noi nu am venit să ascultem povești, dar din Biblie, că suntem pocăiți. Oi, ne pocăiți să ascultă povești de ale lor, noi ascultăm din Biblie. Nu. Noi am venit să ascultăm niște istorie adevărate pe care Duhul Sfânt ni le descoperă ca să învățăm de ele, să le punem la inimă, să trăim așa cum Dumnezeu ne arată în cuvântul Lui. Dumnezeu să ne avute și pe noi aici la șasa. Amin.